Bună seara, doamnelor și domnilor! Ce bucurie să fim împreună aici, la Alba Iulia! Ce bucurie să mă aflu alături de muzicieni extraordinari! Mulțumesc pentru invitație, Alexandru Pal! Și mulțumesc pentru ceea ce înseamnă acest proiect, vechi de aproape 15 ani, un concert tradițional de colinde, care și astăzi vă este oferit de către Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură Augustin Bena. Le mulțumim foarte mult pentru că asigură continuitatea acestui proiect și vă rog să mă credeți, este o reală bucurie, ori de câte ori sunt în situația de a prezenta un concert de colinde. Mă bucur la rândul meu de spectacol, alături de dumneavoastră, și mă bucur că în România sărbătorile de Crăciun se trăiesc diferit. Simplu, frumos, expresiv și în comunitate. Colindul, nu degeaba, a fost recunoscut și inclus pe lista Patrimoniului Universal UNESCO ca fiind o valoare universală. Oare de ce? Pentru că aceste cântece, dincolo de a fi frumoase, pur și simplu, sunt ale noastre, sunt simple și vorbesc despre noi. Vestesc nașterea pruncului Iisus Hristos, dar înainte de asta, funcția lor a fost una ritualică, de fertilitate și belșug. Mai apoi, în perioada creștină, ele au fost perpetuate ca mesaj de vestire a venirii lui Iisus. Și pentru copii, cred că e cea mai frumoasă formă de a cunoaște, de a descoperi pe Mântuitorul care vine ca o speranță pentru noi toți. Încă o dată și încă o dată și încă o dată, an după an. Să dea Dumnezeu ca în sufletele dumneavoastră în această seară, în inimile dumneavoastră, să se așeze fiecare colind pe care invitații noștri îl aduc aici și, de ce nu, să închidem ochii și să ne imaginăm că suntem undeva pe ulița unui sat, poate cu secole în urmă, atunci când gerul nu împiedica pe nimeni să plece din casă în casă, să deschidă porți nedeschise și să rămână acolo în sufletul tuturor românilor cu un cântec, pentru a primi un covrig, un măr și o nucă. E atât de simplu acest dar în schimbul unui cântec, încât e păcat să pierdem acest lucru. Mă întreba cineva de ce aș crede. De ce avem nevoie de această lume a tradițiilor atât de vechi ale noastre? Pentru că este ceea ce aș spune unui om care nu crede în nimic. E mult mai frumos, ești mult mai bogat atunci când crezi. Ești mult mai fericit atunci când ai o relație cu cel de lângă tine în numele a ceva. Iar colindele fac parte din această zestrea noastră, ne leagă cumva. Pe dumneavoastră, iată, în număr atât de mare în această sală, v-a legat colindul și sunteți aici. De ce? Pentru bucurie. Tradițiile noastre asta înseamnă, bucurie. Iar eu vă mulțumesc pentru că sunteți aici în număr atât de mare. Și să aveți o seară frumoasă în numele sărbătorilor noastre tradiționale. Vă rog să-mi permiteți ca în deschiderea acestui concert să invit alături de mine pe cei care, repet, sunt parte din ceea ce înseamnă susținerea acestui eveniment. Mă refer la președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel, un om constant apropiat de valorile culturii tradiționale din România și în special din județul Alba. Și se află alături de noi domnul primar Gabriel Pleșa, îl invit și pe dânsul aici, pentru a vă adresa un mesaj în prag de sărbători. Nu este ceva neobișnuit faptul că autoritățile sunt aici prezente la concert, aici la Alba. Este un obicei care nu se pierde. Bună seara, mă bucur să vă revăd. Bună seara. Nici nu știam că au trecut 15 ani. Mi-am dorit foarte, foarte mult acest concert de colinde de sfârșit de an și iată, reușim să-l ducem de atâta timp. Nu ne e deloc greu, absolut deloc greu, dacă ne gândim că în județul nostru avem pe cei mai renumiți și buni colindători. În județul nostru avem mii și mii de colinde care se cântă în această perioadă pe ulițele, pe străzile, în cartierele, în casele românilor. Și vreau să vă spun că o mare bucurie că în perioada aceasta, de până acum, în bisericile noastre din județ, în căminele culturale, în casele de cultură, au fost atâtea și atâtea spectacole de colindă. Și sunt convins că vor mai fi mii
de colindători care vor veni în perioada următoare, cel puțin la noi, la Consiliul Județean, la primărie, sunt convins că multe mii și mii de copii ne vor colinda, dar bucuria mea este să transmitem de aici, de pe această scenă, din inima României, din județul Alba, colindul nostru către toți românii, de unde, pe unde or fi acum și a dus Dumnezeu pentru ca să trăiască mai bine. La fel, sunt convins că și în ajun de Crăciun, zeci de mii de suflete vor colinda pe străzile noastre, pe ulițele noastre, în casele noastre, tot ca un mesaj către românii de pretutindeni. Eu vreau să mulțumesc celor care au făcut posibil atâția ani acest spectacol și să vă urez să fiți sănătoși, fiecare în familia dumneavoastră, în comunitatea noastră, pentru că colindru până la urmă este cântul cel mai frumos pe care îl putem transmite noi, fiecare familie, către cel pe care, a cărui naștere o sărbătorim. Și nu există o viață mai frumoasă decât construită în jurul acestei credințe. Sărbători fericite și Dumnezeu să vă dea tot ce doriți dumneavoastră! Domnule primar, vă rog. Sărbăna, bună seara, bine ați revenit la Alba Iulia. Cred că ultima dată ne-am văzut în piața cetății pe o scenă la un spectacol memorabil. E onoare întotdeauna să vă avem printre noi. Mulțumesc, sigur, organizatorilor și Centrului de Cultură Augustin Bena, evident, Consiliului Județean. Faceți un lucru extraordinar. Până la urmă, să știți, doamna Iuliana, Alba Iulia, cel puțin de la 1 decembrie încoace am simțit-o ca Alba Iulia muzicală. Au fost foarte multe evenimente. Ieri cred că am avut 3 sau 4, astăzi iară, pe parcursul întregii săptămâni care a trecut. Cum spunea și domnul președinte a Consiliului Județean, avem vreo 4.000 de copii care ne colindă la primărie în fiecare an. E o încântare să faci munca în birou și să auzi cum colindă copiii aproape la fiecare sfert de oră. Eu nici nu mi-aș putea închipui să trăiesc Crăciunul în altă parte. O singură dată am ajuns doar a doua zi de Crăciun acasă, eram în armată și atunci nu puteam comenta, n-aveam de ce, adică nu puteam să protestăm în acea perioadă. În rest, niciodată n-am fost plecat de acasă de Crăciun. E cel mai frumos lucru și dați-mi voie să vă spun, poate că e și momentul sincerității. Avem o comunitate nemaipomenită. Alba Iulia, nu, iertați-mi lipsa de modestie, dar este un oraș care nu se laudă doar cu trecutul, cu istoria, cu vestigiile, ci cu comunitatea extraordinară. Vă mulțumim foarte mult că în această seară ne dăruiți, sunt convins, maestre, un regal de colinz și muzică care este melodii care se cântă în această perioadă anului. Exact ca și domnul președinte Consiliului Județean, vă urez tot binele din lume, Dumnezeu să ne ajute să avem numai astfel de clipe, că anul a fost nu chiar ușor, sperăm într-unul mai bun și de ce nu această tradiție să continue până ne va lăsa Dumnezeu pe pământ să venim să ascultăm cu o săptămână înainte de ajunul Crăciunului acești artiști extraordinari. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! A fost președintele Consiliului Județean Ion Dumitrel și domnul primar Gabriel Pleșa. Mulțumim foarte mult! Și trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că repertoriul muzical abordat în această seară de grupurile tradiționale din Alba face parte din activitatea de cercetare a Centrului de Cultură Augustin Bena și al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, activitate desfășurată permanent în ultimii 15 ani pe raza județului. Așadar, să începem spectacolul, invit în scenă pe grupul vocal tradițional Muguri de Tezaur, însoțiți, desigur, de doamna profesor Leontina Fărcaș. Primiți colinda!
Dumnezeule prea bun, trimite-ne de Crăciun harul Domnului Hristos pe pământul păcătos. Limpezește văile și ne îndreaptă căile. Pune, Doamne, pe răzoare tot un fluture și o floare și întraiște la săraci tot un măr și doi colaci, iar nouă pentru colindă să ne scoată gazda întind o vadră cu vin și colăcei ca la Cana Galilei. Nu doar că am fi săraci și umblăm după colaci, dar noi știm că din bătrâni așa-i data la român să se bucure tot natul, că s-a născut împăratul, să ne aducă fericire, pace și bună învoire. Leontina Fărcaș și grupul vocal tradițional Muguri de Tezaur. Mulțumim foarte mult și mă gândeam la toți mari artiști ai județului Alba, cei care au inclus din totdeauna în repertoriul lor colinde, colinde tradiționale. În clipele următoare ne vom întâlni cu Adina Hada și fica ei cea mică, Miruna Medrea, iar mai apoi un grup vocal bărbătesc, dacă vă amintiți de fostul grup tradițional Obârșia din Blaj, înființat în anul 2000, reorganizat după o pauză de 5 ani, sub această denumire, grupul Izvoarele, sub coordonarea lui Ovidiu Câmpean. Vin să vă colinde. Să o primim cu aplauze pe Adina Medrea și pe fiica ei, Miruna Medrea. Primiți cu colinda. Ai ca sfânt.
Știți că mă încearcă emoțiile copilăriei când mergeam la colindat în satul bunicilor mei. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am trei fete care colindă alături de mine. Cea mare colindă în țări străine, dar tot românește colindă, să știți.
sărbători binecuvântate. Adina Hada, Miruna Medrea, mulțumim! Thank you.
colindat, noi am colindat, dar nici gazda noastră nu s-o lăsa. Eu cinstic o glajă mare de jinars, ce tot sperând am tras-o pe sumlas. Și ne-a mai dat un chicior mare de porc, dar bine că a fost așa și n-a fost porc un trei. Pe curâtul ne râma și pe toți pe afară ne vântura, numai pe noi și pe jupânul gazdăva, la anul și la mulți ani! Mulțumim! Grupul vocal tradițional Izvoarele din Blaj, mulțumim foarte mult! Înțeleg că avem aici gazdă bogată, Alexandru Pal. Bună seara, Alexandru! Seara bună! Ai primit toți colindătorii? Ai avut suficient pentru toți? Nu mi-a ajuns prea bine tot ce am pregătit și mai ales cu asemenea colindători din fața noastră. Mi-a fost foarte greu și chiar vreau să vă mulțumesc public pentru faptul că în doar 2 ore ați umplut atât de frumos această sală și promitem, de fapt cred că o să-l convinge pe domnul președinte să promită că anul viitor o să facem 2 zile de concerte de colinde. A confirmat, să știi. Da, știu că n-are încotro. Adevărul este că susținerea se vede, mai ales într-o perioadă destul de agitată din punct de vedere legislativ, să spunem, să nu o dăm pe altceva. Avem tot sprijinul și iată-ne astăzi pe scenă, împreună, cum a spus, cu colindători foarte mulți, foarte buni, din foarte multe zone etnofolclorice ale țării și asta se datorează doar sprijinului real, necondiționat, fără de care noi astăzi chiar nu am fi aici. Vă mulțumim mult! Și noi vouă, pentru ceea ce înseamnă din punct de vedere muzical această orchestră a Centrului Cultural Augustin Bena, felicitări pentru activitatea voastră și, domnule președinte, la anul 2 zile. De acord? Mulțumim! Așadar, avem colindători din toate zonele țării, doamnelor și domnilor, și avem în clipele următoare oaspeți din Bihor. Cornel Borza și grupul tradițional Datina din Alești, un obicei tradițional vor prezenta în scenă, iar mai apoi ne întoarcem în Alba cu doamna Teodora Zărnescu-Craiu, profesor de muzică vocală tradițională la Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, care vine să vă colinde alături de elevii săi. Deocamdată să-l primim cu aplauze pe Cornel Borza și grupul tradițional Datina. Un obicei de acolo, de acasă, din Bihor. Lui le roi domn, e creatur mă de oi să lasă le.
Dar lasă că vor obezi și... după ce mă condiționez. Și nu râde de noi. Nu, nu chem. Ăsta trebuie al doi Tina. La al doi Tina. Stați pe picior, stați! Că de bine ce ați colindat, gazda de loc, bine s-a purtat. De o lună cu o săptămână mai vârtos pentru această seară bună. Cu un colac de grâu frumos. Cu adevărat că e frumos, că doar redimtelița lui Hristos. Numai că ăsta nu s-a făcut așa cum nouă, vouă, vi se pare, mărgâdea ci până la moră, cu buta asta susor. Gazda noastră într-o bună dimineață s-a sculat. La Dumnezeu alduitul s-a rugat. În grajd au intrat patru boi, omul jucat. Patru boi, băurei, la picioare, potcovățăi, la corne, coldobățăi, la cod de câlimbățăi. Și-o mărs în câmpul larg, o tras brazdă neagră și-o revărsat grâu roșu. Când pe grâu ninge, mândru crește. Când pe grâu ploie, mândru împăie. Adusă Dumnezeu luna lui cuptor, gazda și găzdoi au văzut că e grâu copt. S-au gândit amul cum la culege. Apoi o mărs întâi la cete, după niște cete de fete, la dinți ca niște reverițele. Cete de fete, stol de feciori, care aduna grâu de-o făcut un stoc, o făcut un altul stocului, hă-hă, cât n-altul cerului. Făcut latul stocului cât latul pământului. S-o gândit amul cum la lege din paie și din pleve. Să vezi, buni meaște și-o aflat. Pe felezeș Marta și pe vânturașca Pașca. Felezeș l-o felezât, vânturașca Pașca l-o vânturat și-o dus grâul la nană măreoră de unde i-o făcut o făină albă și mănosă. Gazda noastră, la mulți ani să trăiască! Să trăiască! Să trăiască! Să trăiască! Apoi noi ne-am gândit să mai zicem Corinda vânătorul, dar am auzit de găzdoiul nostru. El a fost și mare vânător, pe lângă cu avutoi. Cel mai mare corindător de pe Valea Crișului. La furba mă și vedem dacă e știe. Păi, că la anul voi ce? Dacă nu știți, nu vă dau nimic. Noi bai. Că am văzut că aveți și fecioră aici. Am trei feci. Am văzut, a fost harnic. Da, la vreme mea. Că așa a fost. Bye.
mare că mai merg unde corindat. Satul mare, la anul de-o fi sănătoși și ne-ți primi, noi cu dragul mai bine. Mă, cum și nu vă primesc, mai ales că am acei trei fete ieri după capul meu. Rămâi gazdă sănătos, că-i primi și găzdoaie, până a fi la cap ca oaie, la anul și la mulți ani. Mulțumesc! Acum, eu îl iau, dar știți că trebuie să prezint, mi-l lăsați și mie acolo în culise, m-am înțeles cu doamna, da? Doamne, păi dacă rămâne aici, îl mănânc pe tot. Și eu vroiam să scap. Mulțumesc! Cornel Borza, alături de colindătorii de acasă, din Alești, mulțumim! Asta că e ce... v-am adus și eu ceva de acasă, de la noi, de la Bihor. Și vedeți cum a făcut nevastă-mea colacii. Acum ai pricepută, nu? Că de-aia i-ai adus. Da, numai că acum reclamațiile le primim pe Facebook, pe .ro, pe... Trimiteți-le că oricum nu ne uităm la Dașie. Așa. Mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult. Momentul pe care l-ați urmărit este ceea ce noi la televiziune numim un moment foarte bine închegat, în care ați descoperit secvențe reunite foarte bine din tot ceea ce înseamnă obiceiul corindatului, care se încheie de fiecare dată cu joc. Mulțumim încă o dată invitaților din Bihor și spectacolul merge mai departe. Revenim în Alba. Thank you.
Acest praznic luminat, noi cu drag l-am așteptat. S-auzim îngeri în cer cântând, magii cu steaua călătorind. Îngerii dau veste bună la tot neamul dinpreună, iar dumneavoastră, gazde frați, faceți bine și iertați cuvântul să nu ni-l împutați. Să aveți folos de nașterea lui Iisus Hristos la anul și la mulți ani! Teodora Zărnescu Craiu și grupul tradițional de colindători din Alba Iulia, mulțumim! Mulțumim foarte mult! Din fericire, doamnelor și domnilor, avem încă zone etnofolclorice unde colindele din scenă se întâmplă în tocmai și în comunitate. Nu este doar o prezentare convențională cumva de dragul spectacolului. Sunt oameni care asta fac și acolo unde s-au născut, acolo unde își desfășoară activitatea. Și mă bucur foarte mult să constat că avem tineri artiști care înțeleg că acest fenomen nu trebuie să rămână doar o convenție de scenă, doar o formă de spectacol, ci este un fapt manifest acolo, acasă, din loc în loc, din gazdă în gazdă. Este ceea ce veți vedea și în clipele următoare. Din Ținutul Pădurenilor vine aici Bogdan Toma, alături de un grup de colindători, de asemenea cu o secvență de obicei tradițional legată de ritualul colindului și apoi, probabil cei mai emoționați colindători din această seară. Soliștii permanenți ai ansamblului folcloric al județului Alb, Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută. Aici Alex Palo să-i susțină cu siguranță. Le dorim succes și să spunem bun venit colindătorilor din Hunedoara, Ținutul Pădurenilor. Poftiți, poftiți! Bine ați venit la Alba! Domnului, Domnului, Doamne, să-ntrosnească
adune gealuri mari, Domnului, Domnului, Doamne, gealuri mari și văi adânșu. Și-o izboare de la rășu, Domnului, Domnului, Doamne, și să cer a doua oară. Cum lâncin să bin s-a ajuns, Domnului, Domnului, Doamne, Domnului, bine-i părere. Șerviul dăruiere, Domnului, Domnului, Doamne, cu luna și cu lumina. Șoi cu stele mărunțele, Domnului, Domnului, Doamne, să vece lumea cu ele. Șoi cu doi lucefereiu, Domnului, Domnului, Doamne, să vece lumea cu eiu. Șoi ce domn bun veselesc, cinstește cu un călat frumos dintr-un grâu mânos. Dar dacă știți să-l descântați, să-l luați, dacă nu aici, să-l lăsați. Știm, jupâne gazdă! Hei, vesel, fișorii dubii! Să nu vă mâncați mulțămita ca mișă lupita. În târg și-o lua, în târg și-o mâncă. Fugă încinsă, nu știu care îl mai ajunsă. Ce stașă și uliți cu recile, că-i nouă pui giepure. Că nu știți dincotro vine binele cu albinele și darul cu carul. Că nu vine gipă cale, gipă cărare, cum iastră vi se pare, fișor popoșoare. Și vine tocmai de la jupânul gazdă din cămară, care ne șinstește și nu glumește, cu un colac de grâu frumos, pelița lui Hristos. Dar nici ăsta nu-i făcut, cum nouă vouă vi se pare, să punem căița popace și bâta sub soară, să șepăuși afară, fișorii dubii. Că-i făcut cu trudă mare, noi vi-l arătăm, dar nu vi-l dăm. Că-l dăm la Mihoi, să ni-l dăm mai apoi. Să trăiască gazda! Tot gazda vă mai cinstește o bucată de cărnaș și o bucată din carne din portul lumelor cel bun. Să trăiască gazda! Fișorii dubii, tăt gazda, să-l Dumnezeu sănătos! Ne cinstește cum orunge sub orungi în purșelul dumnealor hăl bun. Dar nici ăsta nu-i tăt, fișorii dubii, că ge-ar fi tăt. Ar avea ochi, ar avea gură, ar avea coadă cu care ne-ar vântura, cu ochii ne-ar vegea, cu urechile ne-ar auzi, cu gura ar guița, fișorii dubii, și porc ar face, guiți, și noi cu cârnațul în straiță, făstâc! Tot gazda vă mai cinstește cu niște brânză de oi, mult să pădină voi. Ia să vede dacă știți să o descântați și gazda. Hei, fețelul Crăciun, tăt gazda nostru, cu găzdoaia și cu familia ne cinstește, cu brânză de oi, mult să pădină voi. Mult să prin floașe, fișorii dubii, să le cântați cu albuzoașe. Cu buzoașe sub țârâși, cât gurguniu la opinși. Cu buzoașe sub țârele, cât trigește geamele. Și asta vă arătăm. Dar nu vă dăm, că o dăm la Mihoi, să ne-o dăie mai apoi. Trească gazda! Și acum, în ultimul rând, vă cinstește cu o litră de vin ars, să treacă pe la voi pe sub nas. La asta nu cred că știți să mai descântați. Și mai ales asta, că am învățat tătanul. Fișorii dubii, tăt gazda nos, sână-l Dumnezeu sănătos, ne și cinste cu o buce crească, gazda nos, mulți ani să trăiască! Asta o iagă de vin ars, să treacă pe la tăs, pe sub nas. E o iagă verge, verge, ca să bem până să vege. Că dacă s-o întuneca, fișorii dubii, Dumnezeu știe până o apuca. Are un dob de-alun, să gustăm cât e bun. Are un dob de șocălău, ca să-l gust numai eu. Cu dopul dăm după ușă, cu vinarsul dăm pe gușă, fișorii dubii. Mulțumim la gazda noastră că ne-o primit și anul ăsta, dar nu se pleacă așa de la casa găștii. Fișorii dubii, ce colindat am colindat, darul le-am căpătat. Acum să jucăm găzdărița, să se coacă cânepa! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Mulțumim conindătorilor din Ținutul Pădurenilor. Mulțumim, mulțumim. Și acum soliștii ansamblului folcloric al județului Alba. Lua tu so du su so, lua tu so du su so, corinde, corinde, lua tu so du su so. Dumnezeu cu sunt pătru, Dumnezeu cu sunt pătru, corinde, corinde, la casa tatălui. Bună ziua, Boga mare, bună ziua, Boga mare, corinde, corinde, tata-i cine să cină. Tata-i dană pentru voi, gata-i dană pentru voi. Puținel, prânzul-i gata, puținel, corinde, corinde, nu ne-am ajunge cu el. Cât cu el nu ne-am ajunge, cât cu el nu ne-am ajunge.
slavă-i Domnului, Doamne, sculați voi, români plugari, dai Domnului, Doamne, vă uitați la răsăritul, dai Domnului, Doamne, steaua mândră ce-o ieși tu, dai Domnului, Doamne, lângă stea lumina-i mare, dai Domnului, Doamne, Vă mulțumim.
Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută, soliștii ansamblului folcloric al județului Alba. Încă un rând de aplauze, dacă v-au plăcut. Mulțumim foarte mult! Iar acum, doamnelor și domnilor, primim colindător din Maramureș și Bistrița, Anuța Iuga, Lucian Madiar, soțul ei, violonist, dirijor al Orchestrei Lăutarii din Ardeal, alături de un grup de colindători din Maramureș, iar din Bistrița vine să ne colinde Cristian Pomohaci. Să-i primim! Bună seara, gazda aleasă, ne primești colinda noastră! Este un colind iubit de dumneavoastră, așa că puteți să-l cântați împreună cu noi. Creștinie să-mi
Mulțumim, gazdă aleasă, că ai primit colinda noastră și la anul înținit numai sănătoși de-o msi, la anul și la mulți ani! Vă mulțumim frumos, sărbători frumoase tuturor și vreau să-i mulțumesc din suflet lui Alexandru Pal că ne-a dat ocazia și bucuria să fim astăzi alături de dumneavoastră. Mulțumim frumos! Anuța Iuga și colindătorii din Maramureș, mulțumim! Am pornit cu vestea bună, să colindăm împreună Domnului Hristos. Să răsune în casa voastră, cunurdea de la fereastră, cântul meu duios. Șoi mere din sat în sat, drumuri lungi am deumblat și de colindat. Șoi mere din sat în sat, drumuri lungi am deumblat și de colindat. Și-am pornit cu traista în spate, prin orașe și prin sate, să spun de Hristos. Pe la casă de boieri, la colibe de păstori, să colind frumos. Șoi mere sat în sat, drumuri lungi am de umblat și de colindat. Șoi mere din sat în sat, drumuri lungi am de umblat și de colindat. Să spun lumii bucuros, prin colindul meu duios, s-a născut Hristos. Că departe-n Betleem s-a născut un fiu din cer, Domnul Dumnezeu. Șoi mere din sat în sat, drumuri lungi am de umblat și de colindat. Șoi mere din sat în sat, drumuri lungi am de umblat și de colindat. Și-am bătut din poartă-n poartă, s-a dus vestea minunată, s-a născut Hristos.
cor de îngeri au cântat, fie Domnul lăudat, vreau să-i cânt și eu. Șoi mere din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de colindat. Șoi mere din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de colindat. Șoi mere din sat în sat, drumuri lungi am de îmblat și de colindat. Șoi mere din sat în căsuța unde neaua până-n grindă, vine fiul dulce, singur și colindă. Lerui, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cel stingher. Lerui, Doamne, ler, lângă vatra unde nu e nicio rază, vine fiul dulce, singur și se așează. Lerui, Doamne, ler, eu din cer vin pe orice ger, lângă cel stingher. Lerui, Doamne, căsuța unde nu e sărbătoare, vine fiul dulce, har și îmbrățișare. Lerui, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin
pe orice ger, lângă cel stingher. Lerui, Doamne, ler. Lângă casa unde nimeni nu s-oprește, vine fiul dulce, singur și grăiește. Lerui, Doamne, ler. Eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cel stingher. Lerui, Doamne, ler. Eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cel stingher. Lerui, Doamne, ler. Lerui, Doamne, ler. Lerui, Doamne, albe flori de ziua, ce vă tot pripiți? Dalbe flori de ziua, ca să răsăriți. Dalbe flori de ziua, la mulți ani și flori, la părinți, la prieteni, la frați și surori. Albe flori de ziua, la mulți ani și fragi, la părinți, la prieteni, la toți ce-niți dragi. Dar noaptea sfântă, noaptea împărătească, vom fi iar cu toții la masa cerească. Dalbe flori de ziua, dalbe flori de fragi, la mulți ani cu bine, la toți ce-ni-s dragi. Dalbe flori de ziua, la mulți ani și flori, la părinți, la prieteni, la frați și surori.
flori voi știți că am fost depărtați de casă, de prieteni, de părinți și frați. Dar de flori de ziua, la mulți ani și flori, la părinți, la prieteni, la frați și surori. Dar de flori de ziua, la mulți ani și frați, la părinți, la prieteni, la tot ce ni-s dragi. Să venim cu toții în seara asta mare, că suntem ca frații și e sărbătoare. Dar de flori de ziua, la mulți ani și flori, la părinți, la prieteni, la frați și surori. Dar de flori de ziua, la mulți ani și frați, la părinți, la prieteni, la tot ce ni-s dragi. Albe flori de ziua, la mulți ani și flori, la părinți, la prieteni, la frați și surori. Mulțumim frumos tuturor colindătorilor din această seară, încă un rând de aplauze pentru cei care intră în scenă și se străduiesc să aducă aici spiritul sărbătorilor românești cu adevărat. În clipele următoare, doamnelor și domnilor, vă colindă cel despre care am spus de foarte multe ori că reprezintă unul dintre cei mai buni și expresivi doinitori pe care i-are folclorul românesc. Mă bucur că astă seară ne vom delecta, să spun așa, cu două dintre colindele pe care le are în repertoriu și ne va purta, sunt convinsă, cu glasul său în lumea veche a satului românesc. Apoi ne vom întâlni cu grupul vocal tradițional Fetele de pe Târnave, Ina Todoran, Adina Popa, Alexandra Băcilă, Denisa Balu și Iulia Șchioau. Vorbim de colaboratoare constante ale ansamblului folcloric al județului Alba și de asemenea colaboratoare ale ansamblului Jidvei România. Aș vrea să-i primim cu aplauze, sunt colindător de aici, de acasă, de la dumneavoastră și cred că pentru orice artist, atunci când cântă în fața publicului din mijlocul căruia a plecat, emoția este una dublă. Aplauze așadar, Ilie Medrea! Dragii mei, primiți colinda! Colosus în vremea aceea, în frumoasa Galilei, o fecioară viețuia, ce Maria se chema. Nazaret era orașul unde i-aș avea să-l lași.
Da deodată ce văzut casa toată să umplu de o lumină lucitoare ca lumina de la soare. În jedul Gavril intras la Sfânta Fecioară în casă și din zborul să opri și Fecioarei îi grăi. Bucură-te, Maică Sfântă, că de daruri ești umplută, că vei naște Fiul Sfânt, mare împărat pe pământ, care cu puterea sa mulțam fain, mi-e atât de haznă să viu acasă. Și asta pentru faptul că cel din spatele nostru ce coordonează totul nu uită fiii acestui județ. Că aici, credeți-mă că nu mă simt niciunde. Plec departe de casă, de sărbători, dar pentru faptul că sunt în seara asta în fața voastră, mi-e plină inima de bucurie. În seara Crăciunului nostru, Hristos a născut. Mare bucurie a fost, Hristos și-o fost bucurie în țară, Hristos a născut. O născut Sfânta Fecioară, Hristos a născut un prun frumos, Hristos a născut, cu nume Iisus Hristos, Hristos a născut. Împărați din cetate, Hristos a născut. I-o răspuns cu răutate, Hristos a născut.
Du-te, du-te și ne lasă, Hristos o născut, tu n-ai loc la noi în casă, Hristos o născut. Și s-o dus la ei săraci, Hristos o născut, într-un graști voi și vaci, Hristos o născut. Așe s-o născut Hristos, Hristos o iesle pe pământ jos, Hristos s-o născut. Nașterea lui Hristos să vă fie de folos, să aveți sărbători împlinite, să aveți pe cei dragi alături, așa cum v-am avut eu în seara asta. Mulți ani faini, dragii mei! Vă mulțumesc din suflet! Ilie Medra! Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragii noastre, Iuliana, că ne-au făcut așa o prezentare faină aici acasă. Voi știți că eu-s bun, dar când te laudă și ei de la București, parcă chiar ți-i inima împlinită. Este meritat. Ilie Mulțumesc. Medrea. Doamne ajută-vă!
Fetele de pe Târnave. Voci extraordinare, mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult. Le mai aplaudăm o dată? Foarte frumos, felicitări! Crăciunul, știm cu toții, înseamnă sărbătoare în familie și în clipele următoare, o familie vine să vă colinde. Ne oprim în Mureș, el este născut în Luduș, a fost crescut în Iernut, iar ea este născută în Reghin. Alături de ei se află grupul instrumental Ceterașii de pe Câmpie. Doamnelor și domnilor, Mihaela și Ciprian Istrate! Bun venit la Alba și succes! Slăbozit unei găzduțe în casă, că ai văzut că afară e vreme grea și viforoasă. Noi umblăm să corindăm, vestea bună să vă dăm, că s-a născut Domnul Sfânt undeva pe acest pământ. Haideți cu toți să-L vedem, sus la cer să-L înălțăm, ca tot omul să-L cunoască, pe noi să ne mântuiască. Noi umblăm să colindăm la mulți ani române, vestea bună să vă dăm la mulți ani române, vestea bună să vă dăm la mulți ani române. Astăzi seară, în seară sfântă, la mulți ani române, a născut Fecioara Sfântă, la mulți ani române, a născut Fecioara Sfântă, la mulți ani române. A născut pe fânul uscat, la mulți ani române, pe al lumii cumpărat, la mulți ani române, pe al lumii cumpărat, la mulți ani române. Bucurați-vă cu toții la mulți ani române, și bătrânii și nepoții la mulți ani române, și bătrânii și nepoții la mulți ani române. Așa mare minune, la mulți ani române, ce poartă așa mândru nume, la mulți ani române, ce poartă așa mândru nume, la mulți ani române. Numele-i
ce s-a născut din iubire la mulți ani române. Pentru a noastră mântuire, la mulți ani române. Pentru a noastră mântuire, la mulți ani române. Să vă aduc
aducem o colindă-ne Domnului Domn. Ca afară nu-i vreme bună, Doamnele Domnului Domn. În ei ninge și-mi e udă, ler Domnului Domn. Ca afară nu-i vreme bună, Doamnele Domnului Domn. În ei ninge și-mi e udă, ler Domnului Domn. Noi am fost și l-am văzut, Doamne, ler Domnului Domn, pe cel fără de început, ler Domnului Domn. Noi am fost și l-am văzut, Doamne, ler Domnului Domn, pe cel fără de început, ler Domnului Domn. Pe al lumii împărat, Doamne, ler Domnului Domn, în iesle de voi culcat, ler Domnului Domn. Pe al lumii împărat, Doamnele Domnului Domn, în iesle de voi culcat, ler Domnului Domn. Lângă Domnul cine sta, Doamnele Domnului Domn, sta chiar Maica precista, ler Domnului Domn. Lângă Domnul cine sta, Doamne, ler Domnului Domn. Sta chiar Maica precista, ler Domnului Domn. Care linele mângâia, Doamne, ler Domnului Domn. Și din gura și-a grăia, ler Domnului Domn. Care linele mângâia, Doamne, ler Domnului Domn, și din gura și-a grăia, ler Domnului Domn. Astăzi s-a născut Hristos, Doamne, ler Domnului Domn, Mesia chip luminos, ler Domnului Domn. Astăzi s-a născut Hristos, Doamne, ler Domnului Domn, Mesia chip luminos, ler Domnului Domn. Care cu puterea sa, Doamne, ler Domnului Domn, va împărăți lumea, ler Domnului Domn. Care cu puterea sa, Doamne, ler Domnului Domn, împărăți lumea, ler Domnului Domn. Iar acum, dragii mei, cântec pe care l-am învățat când eram copii la casă, de la bunicul meu din satul Gligorești, județul Cluj, care atât de frumos cânta în seara de Crăciun acest cântec. Vine Crăciunul bătrân. Vine Crăciunul bătrânul, să mai dea la boi fânul, să mai dea la boi fânul. Văzuiesc lea luminări,
văzuiesc-le-a luminându. Din pocium făcliarzându. Din pocium făcliarzându. Și-n floarea fânului, și-n floarea fânului, ședea Maica Domnului, ședea Maica nebotezatul, cum pruncuț nebotezatul, și a lumii împăratul, și a nostru împăratul, ce s-a născut din iubire pentru a noastră mântuire. Rămâi gazdă sănătoasă până la anul veseloasă, pentru că ne-ai primit în casă, hi plătit, Corinda noastră, cu ce avem aici mai bun prin Casa de Cultura Sindicatelor. Un colac din grâu frumos, cum e fața lui Hristos. Și o coșarcă de cârnați noudele să ne dați. Și o glăjuță de jinarți, ba mai multe să ne dați treaba noastră a fi, să le trecem pe sunas. Anul nou care o să vie, să vă aducă bucurie, bucurie și noroc, amândouă la un loc, noi nu ne supărăm deloc. Mult noroc și sănătate, că e mai bună decât toate. La anul și la, la mulți ani. Mihaela și Ciprianii Strate, domnul Pal, ajutor, a cerut colaci și n-am. Vi oferă gazdele în culise. Pentru că toți artiștii rămân pentru finalul spectacolului, doamnelor și domnilor, iar în clipele următoare ne vom bucura împreună de corul de copii Teotocos alături de preot Nicolae Călin Bulac. Corul de copii din Alba Iulia s-a înființat în 15 noiembrie 1987, în prima zi din postul nașterii Domnului. Numele corului provine din limba greacă și înseamnă născătoare de Dumnezeu. Inițiativa înființării corului aparține înalt preasfințitului părinte Andrei. Tot de atunci, de 35 de ani, dirijorul corului este părintele Nicolae Călin Bulac. La început, trebuie să vă spun, corul reunea 24 de copii. În prezent, au ajuns la peste 100 de elevi din școli și licee din Alba Iulia. Pentru întreaga activitate, au fost decernată Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distinție oferită de Biserica Ortodoxă Română. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, corul de copii Teotocos, alături de părintele Nicolae Călin Bulac.
Iată-i ce frumoși sunteți! Superb! Merită, merită aplauzele dumneavoastră pentru că sunt minunați și cred că pătrunde acum în scenă și un val foarte, foarte mare de emoții. Se simt emoțiile și ale părinților, mulți dintre ei cred că sunt în sală. Vai, pe cei mai mici o să-i acopere un pic orchestra, asta este, ridicați-vă și voi așa pe vârfuri. Aplaudați, aplaudați că mai sunt de venit. Nu s-a terminat rândul. Să vedem dacă mai încap. Vai, și sunt și mai mici. Și nu o să se vadă. Important e că o să se audă, nu, părinte? Bine ați venit. Bine ați venit. Doamne ajută, vă ascultăm.
corul de copii Teotocos și părintele Nicolae Călin Bulac, alături de orchestra Centrului de Cultură Augustin Bena, conducerea muzicală Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură și Artă Augustin Bena și coordonatorul acestui proiect. Felicitări! Aplauze pentru acești copii extraordinari! Așa, cei mici, haideți, în primul rând, așa, să și aplauze și ei, că nu s-au văzut acolo. Sus, așa, așa, ce frumos. Uite, aplauzele acestea cele mai puternice sunt pentru voi. Ce tablou frumos. Invit în scenă toți artiștii participanți la acest concert. Poftiți, dragii noștri, în aplauzele dumneavoastră, pentru că îi veți revedea la rampă pe toți cei care v-au colindat astă seară în concertul tradițional de Crăciun de aici, de la Alba Iulia. De 15 ani vă adună împreună Consiliul Județean și Centrul de Artă Augustin Bena. Poftiți, poftiți, poftiți! Vreau să știu dacă v-a plăcut concertul. Alexandru Pal merită din plin aplauzele dumneavoastră pentru un proiect extraordinar și de această dată realizat alături de echipa sa. Felicitări colegilor și tuturor celor care au susținut acest proiect. Iar din partea mea, un gând bun pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și dacă invitații au fost prezenți din mai multe zone, urarea mea către dumneavoastră nu poate fi altfel decât printr-un colind de acasă de la mine din Prahova, dacă mai îngăduiți. Scurt. Astăzi seară-i seară mare și-am plecat să colindăm pe cărarea cea lucioasă, gospodar ședeau la masă, beți fârtați și chefuiți și la noi nu vă gândiți. Noi vă zicem sănătate, mult noroc și spor la toate. Vă mulțumesc din suflet! Așa am simțit acum, pur și simplu, să vă cânt acest colind vechi de acasă de la mine din Prahova și să vă mulțumesc pentru gazdele minunate care sunteți pentru colindătorii noștri, să vă mulțumesc pentru bucuria pe care mi-ați oferit-o prin aplauzele pe care le oferiți actului artistic din scenă, să vă mulțumesc pentru că mi-ați mângâiat inima gândindu-mă și văzând în sală tineri, oameni de toate vârstele, copiii aceștia extraordinari, am spus câteva sute, și cred că aici, în Alba Iulia, avem în dumneavoastră continuatori buni pentru tot ce înseamnă tradițiile noastre. Eu voi continua să vă spun bună seara de acolo, de la Televiziunea Română, în fiecare duminică seară și vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru fidelitate. Mă înclin și vă invit să cântăm împreună O ce veste minunată alături de colindătorii noștri. Sărbători frumoase, să fiți buni, să fiți îngăduitori și e o vorbă românească care spune așa, să facem totul cu duhul blândeții. Despre asta e vorba. Iisus se naște pe pământ. Să ne bucurăm! Thank you.
Ce oameni frumoși, ce români frumoși, cât de frumos e! Vă mulțumim din suflet, din toată inima și o spun în numele tuturor artiștilor. Aplauze pentru orchestra care se află aici, în spatele nostru, orchestra ansamblului folcloric al județului Alba, de la Centrul de Cultură Augustin Bena. Mulțumim domnilor și doamnelor, mulțumim din suflet, mulțumim tuturor invitaților și mergeți la colindat, dragi români, mergeți cu copiii dumneavoastră, povestiți-le cât de important este să vestim nașterea Mântuitorului. Să dea Dumnezeu să aveți zile frumoase, să vă fie alături cei dragi și noi să ne revedem cu bine la următoarele două concerte, domnul Valda, promitem. Doamne ajută, să aveți sărbători minunate, mă înclin și vă mulțumim!